Domnule președinte, o știți cu siguranță, aveți mulți detractori, îi auziți în fiecare zi, se lansează un fel de AMR cât a mai rămas până când lui Băsescu însuși se va întâmpla ceea ce vedem la televizor. Cât timp doamna Udrea era în arest, se spunea că dumneavoastră ieșiți public de teama că domnia sa ar putea să facă niște denunțuri care v-ar incrimina chiar pe dumneavoastră. Aveți o temere? Nu am nicio temere, doamnă, pentru că n-am încălcat niciodată legea. Sau dacă am făcut-o, n-am făcut-o cu bună știință. Pot să fiu neglijent, dar în niciun caz un om care să fi aranjat ceva cu bună știință să fie ceva ilegal. Neglijența se plătește și ea? Se plătește și ea, categoric, dar sper că nu sunt elemente de neglijență în activitatea mea. Ce am vrut să subliniez a fost că nu există factor intențional în a fi făcut vreodată ceva ilegal. Mai mult decât atât, nu există om care să poată spune că a făcut cu mine un aranjament pentru bani, că l-am sprijinit la ceva pentru că mi-ar fi dat ceva, că nu există. Deci eu, în ce o privește pe doamna Udrea sau pe oricine altcineva, nu am nicio îngrijorare. Dincolo de faptul că nu am nicio îngrijorare în principiu, știind că nu pot exista afirmații serioase că aș fi fost implicat în ceva ilegal. Mai este un lucru. Doamna Udrea nu e tipul de om care să încerce să-și salveze pielea prin delațiuni. Am văzut-o toți. Este, după mine, un om onest și care crede în dreptatea lui. Nu are nevoie să încerce să-și scape pielea prin delațiune. Ea a fost victima delațiunii, să sperăm că va reuși să-și rezolve problemele acestea în instanță.